Consiliul Județean dă startul petrecerii în Buzău și în stațiunea Sărata Monteoru. Spectacolele vor începe de joi, 1 iunie, și se vor continua cu evenimentele dedicate Buzău Fest și zilelor Chișinăului. Este 1 iunie, vă invit cu tot dragul în funcție de disponibilitățile dumneavoastră de serviciu. Mâine avem mai multe activități în cadrul Complexului Muzeal, de fapt în grădina publică de la Complexul Muzeal Grădian, care și prin aportul domniei voastre am reușit să, nu, cu aportul domniei voastre, domniilor voastre am reușit să redăm cetățenilor. Printre momentele așteptate de public se numără parada cu torțe, focul de artificii de la Monteoru, gașca Zurli și concertul Loredanei alături de banda Gurida. A doua zi continuăm să fim copii, poate ne bucurăm împreună cu gașca Zurli la ora 17. Joi seara poate putea și Buzău Fest cu parada care a devenit o tradiție, ca să zic așa, pentru că vin cei de la Cărțile, de la Alba Iulia, împreună cu noi. Traseul va fi acela de la Episcopie, de data asta schimbat puțin, finalul va fi în curtea Complexului Muzeal Grădian. Activitățile de vineri, sâmbătă și duminică de la stațiunea Sărata Monteoru, acolo va fi și artă, va fi o istorie în Păviu, din meșteri populari, din artiști, eu știu, plastici, numai din ansambluri folclorice din județul Buzău, deci se va fi și o parada popului popular, bineînțeles să va fi și evenimentele legate de garda Aprum și acolo va fi o chestie de viață pentru copii. Buzău Fest și zilele Chișinăului se desfășoară în perioada 1-4 iunie la Monteoru, iar publicul este invitat să ia parte la concerte, târguri de meșteri populari, tabere militare, teatre, parade, dar și alte multe surprize.